Corvinul a remizat cu Rijeka scor 0-0 în prima manșă din turul 2 preliminar al Europa League, meci ce s-a disputat aseară pe stadionul din Sibiu. Corvinul a ținut piept și vicecampioanei din Croația după ce a eliminat-o deja pe vicecampioana Ungariei, Pocșii, cu 4-2 la general. Cele două formații și-au împărțit ocaziile în prima repriză, dar în cele din urmă au intrat la egalitate la cabine, egalitate ce s-a păstrat până la fluierul final al meciului. Ocazii importante de a înscrie au avut însă ambele echipe. I-am întâlnit în primul lor meci al sezonului. Știam despre ei că sunt o echipă foarte, foarte agresivă de la mijloc în sus. S-a adeverit și acest lucru. Dar, pe ansamblu, prima repriză cred că a fost a noastră, a doua repriză puțin echilibrată. I-am băgat și în joc la două faze când trebuia să gândim altfel fazele. Am avut o minge la Manolache, o minge la Fane, dar pe ansamblu eu zic că a fost un meci echilibrat între două echipe bune, între două echipe care au jucat fotbal și păstrăm șansele pentru calificare. Echipa calificată în faza următoare a competiției se va decide joia viitoare în returul din Croația.